Ciprian Campana. Vreau să țin minte numele ăsta. Cred că asistăm acum la nașterea unui mare nume ale baletului mondial. Pentru că ce am văzut astăzi aici are câte puțin din toate începuturile celor care au făcut și au devenit legendă în baletul mondial. O româncă numită Bianca. Întâmplător a trecut și pe la noi. Într-adevăr, este un privilegiu să fii de față atunci când se naște un fenomen. Tu ești un înger scăpat din clasa specială de balet al lui Doamne, Doamne și ai venit într-o pauză să te joci cu mințile noastre puțin. Ce să zic? Dacă zic, da, e cel mai sărac, da, care mi-a ieșit vreodată pe gură. Mulțumesc! Sunt așa de bucuroasă că eu am putut să ofer bucuria asta și să o trimit în semifinal. Atât am putut. Dacă era după mine, îi oferam trofeul România au talent. Vreau să-i cucerești și pe cei de acasă, care o să te voteze. Meriți! Respira, vorbea, se mișca, arăta și în ultimul film de păr. Exact ca o balerină. Așa i-a fost scris ei, să facă asta și tot ce a fost ursit se va îndeplini. Va fi o stea mare, la New York, oriunde vom merge acolo și vom plăti bani grei să o vedem. Bravo, Andra! Bravo! Mulțumesc mult!